sau mai bine să zic, către grupul de inițiativă Platformii Civice Demnitate și Adevăr. Această conferință este prejudită de programare pe data de 3 mai 2015 a următoarei acțiuni de protest organizată de platforma noastră. Probabil cunoașteți deja, a fost făcut public un apel săptămâna trecută. Vrem să vă anunțăm conferința mass media și a opinii publice naționale, dar și internaționale. O să rog pe colega mea, Angela Rană, să dea citire acestui apel, ca mai apoi fiecare dintre cei prezenți să poată vorbi cu privire la acest eveniment, iar dumneavoastră să ne puteți adresa, să ne puteți spune întrebările care credeți că trebuie să le puneți. De fapt, pe parcursul timpului, de când am anunțat protestul din 3 mai, noi am făcut deja două apeluri publice. O să citesc primul apel, iar al doilea o să vi-l distribuim. Apel către cetățenii Republicii Moldova. Stimați compatrioți, la acțiunile de protest din 5 aprilie 2015 organizate de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, mii de cetățeni ai Republicii Moldova au adoptat cu vot unanim o rezoluție cu revendicări, prin care au cerut guvernanților anchetarea completă a evenimentelor din aprilie 2009, investigarea cât mai rapidă a crimelor recente din sistemul financiar bancar, pedepsirea profitorilor și a complicilor acestora, returnarea resurselor furate, adoptarea urgentă a măsurilor menționate în notele informative ale partenerilor de dezvoltare pentru neadmiterea în continuare a crimelor cu asemenea caracter. De asemenea, s-a cerut reformarea și depolitizarea justiției, instituțiilor publice de reglementare specializate, invitarea misiunii Eurolex și a experților europeni în domeniu, cu scopul preluării conducerii Procuraturii Generale, a Centrului Național Anticorupție, a Serviciului Vamal al Republicii Moldova, desconcentrarea și transparentizarea proprietății mass media în vederea asigurării unei reflectări adecvate a evenimentelor de interes public. Trebuie să vă spunem că până la această oră niciuna din revendicările înaintate la 5 aprilie de cetățenii Republicii Moldova nu a fost îndeplinită. Mai mult decât atât, guvernarea a continuat șirul de crime împotriva propriului popor prin asumarea răspunderii pentru legea bugetului și politica bugetar-fiscală, încălcând Constituția Republicii Moldova, împovărând cu impozite și taxe grele cetățenii ei. Acum moldovenii de rând aruncați la limita subexistenței vor fi obligați să muncească din greu pentru a suplini bugetul jefuit de criminali. În aceste condiții, Platforma Civică Demnitate și Adevăr, constituită pentru angajarea într-un dialog larg a segmentelor interesate de depășirea stării de captivitate a statului, neafiliată politic, organizează la 3 mai 2015, cu începere de la ora 13, un nou miting de protest în scoarul catedralei cu următoarele deziderate. 1. Restituirea necondiționată a miliardului de euro jefuit de guvernanți. 2. Demisia necondiționată a conducerii Procuraturii, CNA, CNI, CSJ, Curții de Apel Chișinău, instanțelor din Capitală, Consiliului Concurenței, Serviciului Vamal și inițierea procesului real de reformare a instituțiilor susnumite. Renunțarea imediată la atacurile antidemocratice asupra libertății presei prin adoptarea amendamentelor legislative coercitive la adresa jurnaliștilor și prin strategii mafiote de a elimina de pe piață posturi de televiziune incomode. 4. Reiterarea revendicărilor incluse în rezoluția adoptată la mitingul de protest din 5 aprilie, curent. Cererea Platformei Civice Demnitate și Adevăr a fost depusă la primărie. Dacă suntem cu adevărat oameni ai cetății și ne dorim o societate bazată pe demnitate și adevăr, dacă vrem pedepsirea penală a vinovaților și sechestrarea averilor ilicite ale marilor corupți, dacă vrem instituții libere și pedepsirea severă a infractorilor, a sosit ora deșteptării și implicării fiecăruia dintre noi. A venit timpul să ne manifestăm solidar și public.
Platforma Civică pentru Demnitate și Adevăr, Chișinău, 16 aprilie 2015. Vă mulțumesc. Acum stai puțin, probabil eu o să eliberez locul ăsta pentru cei care vor să vorbească. Nu, serios, lăsăm locul ăsta liber pentru cei care vor să vorbească. Nu numai pentru presă la microfoane. Da. Oricum nu încăpem tot. Suntem mulți. Pentru presa liberă și independent, stăm în picioare. Bună dimineața tuturor! Acesta este un slogan al meu, deci bună dimineața, fiindcă de fiecare dată începem de la zero. De fiecare dată trebuie să începem și acum de la zero pentru a schimba anumite lucruri. Vom încerca să decajeze atmosfera, să vorbim mai puțin grav despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că oligarhii și criminalii de la guvernare trebuie băgați la pușcărie cu zâmbetul pe buze. Nu altfel. Nu într-o atmosferă destul de sobră și așa mai departe, dar cu zâmbetul pe buze, ca să știe toată lumea ce au făcut, ce crime au săvârșit împotriva propriului popor. Noi suntem conștienți de două lucruri, sigur. Primul, faptul că actualii guvernanți, cei care se află în guvern, cei care se află în parlament, nu au nicio șansă și nicio dorință de a schimba comportamentul sau apucăturile de oligarhi și de tâlhari ai banului public și nu numai și al banului din sectorul privat. Și al doilea lucru, deci, de care suntem siguri, că acești oligarhi, acești bandiți de la guvernare nu vor duce Republica Moldova în Uniunea Europeană. Adică noi, cetățenii Republicii Moldova, nu vom pupa Uniunea Europeană. Despre acest lucru au vorbit în ultimele săptămâni înalți oficiali din Uniunea Europeană. Despre acest lucru au vorbit investitorii străini. Au spus că toți investitorii străini vor ocoli Republica Moldova pentru că aici este un sistem criminal judiciar. Pentru că aici nu putem să avem încredere în justiție, nu putem să avem încredere în clasa politică. Și atât din aceste motive noi suntem sortiți. Unica șansă a noastră, a cetățenilor, a poporului, a populației, este strada. Presiunea străzii. Alte soluții noi nu avem, pentru că trăim într-un stat captiv. Ce ar trebui să se mai întâmple? Noi am făcut o declarație, noi am făcut de presă, deci am făcut o conferință atunci când am spus că acest guvern a făcut o crimă prin uzurparea puterii de stat atunci când și-a asumat răspundere pentru legea bugetului de stat. Parlamentul nu a găsit 26 de semnături care să inițieze o moțiune de cenzură și să dea jos acest guvern. Nu este vorba despre opțiuni politice atunci când e vorba de uzurparea puterii de stat. Este vorba de Constituția Republicii Moldova. Nu s-au găsit acele 26 de semnături. Deci toți sunt împreună în aceeași barcă. Toți luptă cu populația Republicii Moldova. Și iată, în aceste condiții, pe data de 3 mai, noi organizăm această manifestare care, de fapt, va fi o repetiție generală pentru lovitura de grație pe care vom aplica acestei guvernări, pe care vom aplica acestui parlament, pentru că, mai departe, nu mai putem tolera starea de lucruri noi, cetățenii Republicii Moldova, și, în mod deosebit, tineretul care locuiește pe acest pământ. Stimați jurnaliști, dumneavoastră vă convingeți că noi suntem cetățeni revoltați, dar scopul nostru este ca exemplul pe care îl dăm noi să fie răspândit în întreaga țară. Finalmente, noi vrem ca revolta noastră să se transforme într-o activitate civică care nu va mai admite pe viitor derapaje antidemocratice, furturi a banului public și așa mai departe. Cu această ocazie, noi am găsit de cuvință că pe 3 mai, la ora 1, în același loc, în scoarul catedralei, să vă invităm pe toți, inclusiv pe dumneavoastră, pe jurnaliști, să participați la mitingul nostru de protest. Vreau să vă atrag atenția asupra contextului. Începând cu mai, cu 3 mai, vom avea, de fapt, o săptămână a Europei. La 5 mai vom sărbători deci stabilirea Consiliului Europei, cele mai democratice instituții de pe continent. Pe 9 mai, întregul continent va sărbători sărbătoarea Uniunii Europene, declarația de formare a Uniunii Europene.
Va fi o săptămână de triumf pentru Europa, iar noi, ca și cetățenii Republicii Moldova, care s-a asociat cu Uniunea Europeană, vom avea prilejul nu să ne bucurăm împreună cu toți europenii, dar să fim împreună într-o manifestație de protest pentru a ne recuceri demnitatea și pentru ca în baza adevărului să încercăm să recuperăm ceea ce au distrus guvernanții de astăzi. Acest lucru este foarte important pentru noi. Deci pentru noi nu va fi un prilej de bucurie, de sărbătoare, ci un prilej de concentrare pentru a recuceri ceea ce a fost subminat de cei care sub paravanul integrării europene au adus Republica Moldova la limita distrugerii acestui stat. Este semnificativ și de aceea mă adresez dumneavoastră ziariștilor că mitingul nostru va avea loc exact în Ziua Internațională a Libertății de Exprimare. De aceea mesajul nostru pentru dumneavoastră, ziariștii, este unul foarte, foarte important. Să fiți alături de noi în pofida faptului că lucrați la diferite posturi de televiziune, radio, scriți pentru ziare și așa mai departe, pentru că doar prin intermediul vostru, la început, revolta noastră va ajunge la cetățeni și doar cu, împreună cu dumneavoastră, vom putea transforma, fructifica această revoltă în inițiative civice care nu vor mai permite astfel de derapaje. Acestea sunt lucrurile cele mai importante pe care am vrut să le împărtășesc cu domniile voastre și vă îndemn încă o dată să fim solidari, pentru că altfel vom fi permanent în impas. Ca să vă dau ultimul exemplu, legea recent adoptată privind finanțarea partidelor. Deci cei care au adus Republica Moldova pe muchie de prăpastie, ăștia vor ca din anul viitor să fie finanțați din bugetul de stat. Deci este strigător la cer. 50 de milioane, după ce doar în luna ianuarie, când ne-au jefuit de 600 de milioane pe jocul cursului de valută, iată că 10% din această sumă va fi anual alocată din bugetul de stat, 0,2% din bugetul de stat, pentru finanțarea acestor structuri. În mod normal, în societăți normale, partidele se finanțează pentru că ele pregătesc cadre administrative, politice, pentru prosperarea țărilor respective. În cazul nostru, ce bine fac aceste partide politice, care, dacă ne uităm în sondajele de opinie, au cel mai mic rating de încredere ca să fie finanțate de la bugetul de stat. Deci apar probleme așa din nimic. Tot ce fac, tot de ce se ating, deci se transformă în cam povestea despre care știți și nu vreau să folosesc cuvintele respective. Mulțumesc pentru atât. Un lucru poate pe care aș vrea să-l menționez este faptul că protestul din data de 3 mai este organizat fără implicarea finanțelor, fără implicarea finanțelor statului, mizând pe prezența cât mai masivă a oamenilor, să nu stea să aștepte că vor fi organizați, că vor fi aduși cu transportul, pentru foarte multă lume de prin raioane, de pe la țară, spun unor, dacă am avea transport, dacă am avea... Este de datorie fiecărui cetățean în acest stat să fie prezent la meeting-ul din 3 mai, pentru că doar protestul ne mai este o armă împotriva celor care astăzi ne jefuiesc țara. Nu avem alte pârghii. Nu putem recurge la forță, nu putem recurge la alte mijloace mai puțin civilizate, vom recurge la mijloacele democratice, deși cei care avem de face nu le recunosc, așa cum spunea domnul Boțan, de tot ce s-au atins ei pe parcursul a ultimilor 5, 6, dar poate chiar 13 ani de când sunt la guvernare împreună cu comuniștii, totul au profanat. Democrație, libertate de exprimare, libertate de întrunire și așa mai departe. Despre faptul că anticipez într-un câtva o întrebare a dumneavoastră de ce anume în scoarul catedralei vom organiza acest meeting, această manifestare de protest, pentru că aceste așa zise partide, care de fapt nu sunt decât niște SRD-uri la îndemână sau la cheremul la câtorva indivizi obscuri, până mai ieri, astăzi ieșiți public, au ocupat nu doar ceea ce v-am spus până acum, dar au ocupat chiar și piața Marea Adunării Naționale, acolo unde am fi intenționat să organizăm acest meeting. Piața Marea Adunării Naționale, ca să știți, este ocupată și până la data de 3 mai, este ocupată de partidele
așa zise partide parlamentare, fie ele de opoziție, fie ele din, de la guvernare, și sunt ocupate și în data de 3 mai și după această dată pentru mult timp înainte. Iată de ce ne supunem tuturor rigorilor legale și vom iniția această acțiune de protest în scoarul catedralei, asta neînsemnând că dacă vor fi prezenți acolo zeci, sute de mii de oameni, nu vom putea ieși din acel scoar. Legea o prevede, spontaneitatea este o chestie normală, este o chestie naturală, așa că cât mai multă lume, dacă va fi prezent acolo, avem o șansă în plus ca să oprim acest dezmăț pus la cale de cei trei criminali ai acestei țări. Astăzi, aceștia fac corp comun împotriva, nu împotriva cuiva, împotriva acestei țări și a poporului ei. Eu aș vrea să continui această idee și să spun că ceea ce s-a întâmplat cu cererile depuse în fața Marea Adunării Naționale sunt cereri depuse chiar din 2012, de acum 3 ani. Depun cereri partide care, de fapt, nu organizează absolut nimic, pur și simplu blochează viața pentru ca societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale să nu poată organiza nimic. Deci nu înțeleg care este rostul acestor depuneri de cereri pentru pur și simplu a obstrucționa pe altcineva. Dar asta nu este important pentru că noi suntem gata să protestăm și în altul, nu neapărat în piața mare. Există și în fața Parlamentului, și în fața Guvernului, există Procuratura Generală, există CNA, CNI, deci instituții sunt foarte multe, important este ca societatea să fie unită și să-și manifeste voința cetățenească față de abuzurile pe care le face această guvernare criminală. Eu ați văzut în partea stânga noastră acești oameni care au protestat cu data de 5 aprilie. Imaginați-vă ce se întâmpla în Republica Moldova dacă nu erau acești oameni. Era o rușine să trăiești în această țară. Pentru că deja se umiesc europenii, se umiește toată lumea. Cum se poate că într-o țară de asta, cum spunea Tapiola, într-o țară atât de săracă să se fure atât de mult? Cum se poate ca să fie jefuite niște bănci, spunea ex-ambasadorul Germaniei, și populația Republicii Moldova să nu iasă în stradă, așa cum ar fi făcut nemții? Cum se poate ca această populație să fie atât de nesolidară? Vreau să zic că 5 aprilie ne-a redat speranța și eu consider că dacă vorbim acum despre o dinamică a ceea ce se întâmplă în societatea civilă și în general în ceea ce privește electoratul Republicii Moldova, noi traversăm acum de la faza lehamitei, de la faza indiferenței, de la faza lașității, dacă vreți, noi traversăm acum o perioadă către speranță, către determinare, către curaj, dacă vreți, uitați-vă, acești oameni sunt foarte determinați. La ora 13, nu scoarul, dar piața mare a Adunării Naționale va fi plină, pentru că am contactat zilele acestea cu oameni. Am fost la sate, am fost contactat de oameni de la Oprița, de la Telenești, de la Rezina, din alte zone, care mi-au spus, suntem gata să venim. Am văzut ieri oameni care au protestat împotriva ridicării cu 50% a taxelor pentru drumuri. Ați văzut reportajele de la televiziune. Deci toată lumea este determinată să protesteze împotriva acestei guvernări criminale și cărușite, care nu vrea nimic altceva decât să le țină în acest țarc al nedemocrației, al autocrației și în continuare să jefuiască Republica Moldova. Cel mai grav lucru care s-a întâmplat și acest lucru a arătat și barometrul opiniei publice, Republica Moldova a fost deturnată de pe parcursul ei european tocmai de această guvernare. Noi nu avem niciun fel de soluție decât să scăpăm de această guvernare și apoi să facem tot posibilul pentru a reveni pe calea democrației și pe calea europeană. Altă soluție nu avem, altfel suntem sortiți. O să rog pe colegul nostru mai gândă. Eu pun greu să se adreseze pe care. Ziua tuturor! Eu, în data mea de membru mai tânăr, o să mă adresez la generația mai tânără, la unii din colegii mei
facultate, colegii mei de UNG-uri și o să îndemn să aibă curajul să dea dovadă de solidaritate și să iasă împreună cu toată lumea, 3 mai, în scoarul catedralei să protesteze, pentru că în joc, acum la moment, este pus viitorul lor și a protesta nu este doar un drept, dar și o responsabilitate, mai ales în contextul în care ne aflăm noi. Pe 5 aprilie au ieșit cam puțin tineri și a fost un moment destul de jenant pentru mine, cel puțin că generația mea au stat acasă în timp ce părinții și bunei lor au ieșit să protesteze în locul lor. Însă a fost și un fapt care m-a determinat să rămân aici acasă, pentru că am spus că dacă lucrurile mai continuă în Republica Moldova în timpul în care continuă, voi fi nevoit și eu, ca prietenii mei din copilărie, să plec să-mi caut un viitor mai bun peste hotarele acestui stat. Însă mulțumesc tuturor oamenilor care au ieșit atunci în stradă, au ieșit și pentru viitorul meu și pentru viitorul prietenilor mei, pentru viitorul semenilor mei, pentru viitorul copiilor lor și ne-au dat tuturor un gram de speranță. Ei sunt adevărații eroi ai timpului curent, sunt adevărații eroi acestui stat și încă o dată mă adresez poate părinților care au ieșit în stradă să-și îndemne copiii tinerii să iasă în stradă, să protesteze, pentru că acum este un pas foarte, foarte important pentru viitorul acestui stat și pentru viitorul viitoarelor generații. Atât. Eu vă mulțumesc. Sunt Nicolae Josanu, un activist, zic eu, mai de mult, co-organizator, dacă vreți, a primilor proteste de 88-89. Acum tot am fost nevoit să mă mobilizez, să pun numărul la aceste proteste care au fost începând chiar din ianuarie, la toate protestele pe care majoritatea reprezentanților din mass media nu prea a arătat-o lumii. Încă o dată vreau să mulțumesc și eu din partea noastră, prin intermediul dumneavoastră, tuturor participanților care vin și vin tot mai mulți. Vă zic că vin de la meeting-urile celea care erau foarte periculoase 88-89 și îmi pare bine că acum, să zic așa, am revenit în sfârșit pentru a contribui la lansarea unei mișcări populare de amploare așa cum era inițial. Pe urmă a fost returnată și acaparată, să zic așa, de diferite formațiuni politice. Vă asigur, eu nu sunt membru de partid, n-am să fiu membru de partid și vă asigur, în platformă sunt diferiți, chiar foarte diferiți. Ați văzut și la cu viziuni politice în sensul ăsta, inclusiv și vorbitori de rus, etnii diferite. Ați văzut și la ultimul meeting, ultima întrunire, că au vorbit diferiți. Nu în zadar, ești firesc, mulți ne acostează, ne incriminează că de ce am dat voi ăstuia și de ce celălalt. Deci, o dovadă că în această mișcare sunt implicați, ziceți cum vreți, diferit lumea așa cum suntem noi, cu viziuni diferite. Foarte multă lume, asta ne dă credibilitate, măsurariul ar fi că ne contactează foarte multă lume, ne propune ajutorul din afara țării, vor să vină, formează mici platforme aproape în fiecare localitate, mii de oameni din fiecare localitate, deci acel SMS care l-am anunțat atunci ne contactează. Vom căuta să rezolvăm cum putem prin această cale pașnică, civilizată, democrată, toate celelalte probleme pe parcurs. Vom lansa, nu știm, vom susține, așa cum este în apelurile platformei, nu vom fi o formațiune politică. Vom susține cei mai destoinici lideri care vor să lanseze în politică, începând și cu cei tineri, și sper să ne
ajute Dumnezeu, pe parcurs vom vedea, se apropie alegerile locale, cetatea asta, Chișinău, principală, care iarăși lumea ne întreabă, ce facem, ce facem? Și, deci, în continuare o să vedem cum facem ca să mergem înainte și sperăm să reușim. Eu am să fac un apel scurt către sursele mass media și către cetățenii Republicii Moldova. Pe data de 3 mai, la orele 1 în scoare, este al patrulea al nostru protest și vreau să spun că suntem foarte des, suntem nați de către demnitarii străini și oficialii străini să avem voință politică. Deci asta eu, cu această ocazie, vreau să fac apel cetățenilor din localități, deși zilnic primim apeluri, zilnic comunicăm cu acești oameni. Înțeleg că sursele media sunt cei care pot să ecoul nostru să-l împartem mai departe de asta. Dacă puteți, în formă scrisă, în formă orală, vă rugăm frumos ca toți oamenii să fie informați. Acum, da, domnul Gagan, Casilis Gagan, și eu trecem la, probabil, la urmă de... Se spune că viața începe acolo unde se termină frica. Deci, evenimentul care a avut loc la 5 aprilie i-a dovedit că oamenii din Republica Moldova au încetat să mai fie fricoși. E de ajuns să mai încetăm și noi toți să fim indiferenți. Că lupta adevărată se începe atunci când nu suntem indiferenți de ceea ce se întâmplă. Eu cred că noi, societatea, s-a săturat să trăiască în minciună și în frică. Sper că la 3 mai oamenii care m-au contactat și pe dumneavoastră, și pe colegii mei, să fie prezenți pentru a dovedi acestei guvernări că noi nu vom mai trăi în minciună și în frică și vom lupta pentru demnitate și pentru adevărul în această țară. O singură remarcă, în niște țări civilizate, acolo unde lumea ar vrea schimbarea, trebuie suficiente 2-3 mii de oameni ca să iasă în piață și guvernele acelor țări să întreprindă niște măsuri. În Republica Moldova, acolo unde la guvernare sunt niște criminali, uitați-vă că este nevoie de 10.000, de sute de mii de oameni ca să vină să facă presiune și să întâmple ceea ce ne dorim, schimbarea spre bine. Acum am să vă rog să ne puneți întrebările pe care vreți să le puneți ca să putem să răspundem așteptărilor pe asta. Totul e clar? Totul e limit. 3 mai, ora 13. Dacă totul este clar, atunci încă o dată îndemnăm populația Republicii Moldova, cetățeanul responsabil să fie prezent pe data de 3 mai 2015 în scoarul Catedralei din Chișinău, iar dacă nu va fi încăpător acel scoar, ne vom extinde și către teritoriile adiacente, ca să spun așa, ca să nu întrăm cumva în... Și chiar avem mare speranță că nu o să fie încăpător, pentru că, după cum spuneam, deja la al patrulea protest anul acesta, oamenii devin din ce în ce mai mulți, faptul că foarte multă lume este nemulțumită, dar și că ecoul nostru ajunge și cei care se simt responsabili care încearcă să nu fie indiferenți, deja au ieșit cu noi, ori să iasă a patra oară. Vă mulțumim pentru prezență, dacă nu sunt întrebări, ne vedem.